În această dimineață, echipajele de intervenție ale ArcelorMittal împreună cu peste 60 de polițiști și jandarmi au descins la toate locuințele de pe strada Garofiței, situată la periferia platformei siderurgice. Au fost vizați toți cei care nu au avut contracte de furnizare a energiei electrice cu combinatul siderurgic. În urma acestei acțiuni, peste 40 de familii au fost lăsate în beznă. Mittal nu susține că nu avem, noi avem, dar ei acum vrea să ne debranșeze de tot. Nu știu care e motivul. Intrigați de faptul că au rămas fără energie electrică, localnicii au făcut scandal, spunând că se simt ai nimănui și că nu este pentru prima dată când o astfel de descindere are loc pe strada Garofiței. Isteria a început atunci când echipajele de intervenție au debranșat inclusiv unica familie care avea toate actele în regulă. Avem contract de când ne-am mutat, de 6 ani stau aici. Noi l-am renuit anul ăsta. An de an se renuiește și avem și ultimul contract. Curent, curent, plunar. Parcă zici că cine știe ce mare, vreo crimă, ce s-a întâmplat? Așa țin și noi toată strada, să vorbim, nu? De ce nu iese toată strada? Stă închisă toată lumea. E un an în copil să stau fără lumină cu doi copii. Am copil la școală, clasa 6, eu ce fac cu copilul ăla? Nu trebuie să-și fac copil, trebuie să fac ceva? El ce face? Asta la altul de 11 luni, ce fac cu el? Oamenii spun că din rațiuni financiare nu se pot racorda la rețeaua electrică. Polițiștii le-au întocmit dosare penale tuturor celor care nu aveau contract cu ArcelorMittal. Acțiunea polițiștilor și a jandarmilor din această dimineață a vizat verificarea legalității branșamentelor locuințelor din această zonă la rețeaua de curent electric a combinatului siderurgic. Până la această oră au fost întocmite 7 dosare penale pentru furt de energie electrică.